Hello, bună dimineața! Începem un nou set de teste. Căci dacă tot mi-am luat de pe Shein, unghiuțele aplicate. Asta este varianta scurtă. Uite așa, asta e o mână. Asta este a doua mână. Am luat unghii scurte. Le-am pus aseară după băiță. Sunt cu... Ce vrei, mami? Sunt cu chestii de... Ai de capul meu! Nu! Nu! Da. Și rezistă la un pișcot. Așa, ce vreau. Olo. Ia, uite-te tu. Ia ce zi. El este individul. Așa. Ce vrei? Așa, că veni vorba de unghii. Le testăm. Aseară le-am pus... Stați că așa că nu știu, e haos în video ăsta. Aseară le-am pus, sunt pe bază de chestia aia care se lipește, pe unghie. Așa. Și... Și arată așa. Și deja avem o problemă. Stați așa să vedem dacă o vede problema. Gugu. Focalizește. Avem. Cugu. Bun, azi dimineața am făcut doar mic dejunul campionilor. Mi-a înghețat picioarele, e frig afară, mama. Deci, aseară am făcut mic dejunul campionilor. Aseară, azi dimineață, doamne. E clar, încă e ceasul nou, ca să știți. Și am crăpat ou. Da, cum crapi un ou? Ca să pui în tigaie. Să faci ou, ok. Și avem asta. Deci, astăzi este prima zi. Au. Deci, aseară pus. Nu, că la nani ce Dumnezeu să faci. Eventual te mai scarpi din somn. Și astăzi este prima zi. Revenim la finalul zilei. Să vedem că rezistă chestiile astea, că la mine, în mod normal, unghiile cu gel făcute de mine rezistă undeva la 3 zile cu indulgență. Ha, 4, tot așa, cu foarte mare indulgență. Să vedem chestioarele astea că țin cu chestiile alea aplicate. Ne vedem la final de zi. Day 1. Mami! Individu. Uite individul, uite individul. Nu, cam atât. Final de zi 2, că finalul de zi 1 am uitat să-l filmez și începutul de zi 2 am uitat să-l filmez. Dar am combinat, așa că a doua zi, final de zi, manicura rezistă. Nu sunt crăpate, sunt un pic duse, având în vedere că am și spălat vase, am curățat cartofi, făcut treabă clasică din asta. Arată decent, e un pic aici dus, pe margine, în partea asta la altă. Vedeți, este un pic dus. Suntem în norme pentru două zile. Așa, în continuare se menține regula ca la unghiile false, să nu le băgați, cum am băgat eu asta, foarte aproape de margine, pentru că în momentul în care apeși, se duce aici și doare ca naiba. Așa, dar rezistă și la scărpina, rezistă. Sunt ușoare. Asta îmi place. Că... Le simți că sunt pe unghie, dar în același timp nu le simți, e ciudat. O simți când te scarpini. Așa, deci culoarea rezistă doar în partea asta de jos, bineînțeles că este uzura zilnică. Day to done. Hai că e bine. End of day 3 de 3 zile am manicura asta aplicată. Day 3, manicura rezistă. Deci, unghiuțele astea aplicate, încă rezistă. Mai înainte am spălat vase.
Am făcut o groază de treabă. Încă rezistă. Să vedem până când. Interesant. Interesant așa. Poate asta e soluția pentru mine. Pe unghiile astea. Dar suntem de-abia în ziua 3. Jumătatea zilei a 4-a este ora 1 și un picuț. Manicura a cedat. A cedat. Mai am niște lipici din asta. După ce am devenit prea casnică cu ea. Adică tăia niște dovlecel, spăla vase, din astea. Deci 4 zile, ca și cum ar fi una normală de gel. Ceea ce nu e rău, nu e rău deloc. Așa că unghiuțele astea tip presit, momentan sunt ok. Da, cam așa arată starea. Deci momentan sunt ok. Astea scurte sunt acceptabile. O să fac și un review la celelalte. Da, cam atâta, dragilor sau drăguțelor. Bye!